Sărbători mai fericite vor avea și pacienții Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu. Conducerea unității medicale a pregătit și în acest an un meniu specific sărbătorilor de iarnă. Cei care vor petrece sărbătorile pe patul de spital vor putea gusta din sarmale sau tradiționalul cozonac. Bolnavii de pe toate secțiile Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu vor avea o masă tradițională de sărbători. Pentru a nu duce prea mult dorul sărbătorilor de iarnă petrecute în sânul familiei, conducerea spitalului a hotărât că pacienții vor avea un meniu special în seara de Crăciun și în cea de anul nou. Bolnavii se vor putea bucura de sarmale, friptură, dar și de tradiționalul cozonac. La comun, ciorbă de legume cu găluște, sarmale cu carne tocată, friptură, pui și cozonac. Și de Revelion bolnavii vor avea un meniu tradițional. Pe 31 decembrie ne-am gândit să oferim la comun ceai cu pâine, om și brânză topită, la prânz ciorbă de legume a la grec și cartofi ungurești. La seara sarmale cu carne tocată, friptură, pui, ceai cu cozonac. Bucătăresele spitalului spun că în fiecare zi a anului gătesc pentru aproximativ 600 de persoane. Chiar și pacienții care au un regim alimentar strict vor avea parte de o masă bogată și cât se poate de sănătoasă.